Psalmistul odinioară în Psalmul 5 spunea cuvinte care veneau, cred că, din dorința inimii. Sunt cuvinte care... Nu cred că s-a gândit vreodată Psalmistul să spună cuvinte care avea în vedere că mai târziu aveau să fie scrise, să le putem auzi și noi. Deci cuvintele acestea au fost cuvinte, cred că, surprinse de cei din jur și mai târziu au fost puse pe hârtie sau... În felul acesta putem să înțelegem, nu cred că nimeni n-a fost ca și în ziua de astăzi o înregistrare voită sau a dorit și o să zis, haide să spun ceva în care tu să scrii ce spun eu și mai târziu să audă și el alții ce eu m-am exprimat. Vreau să spun că nu erau, cu alte cuvinte, nu au fost lucruri care au fost pregătite, nu au fost lucruri care au fost imitate, ci era exprimarea, aș putea spune, lăuntrică a inimii omului pe momentul acela, era ceea ce simțea la momentul acela, în clipele acelea. Și Psalmistul în Psalmul 5 spune, dorința inimii lui era să plece Domnul urechea la cuvintele lui. Deci avea o dorință înfocată ca Domnul să-și plece urechea, pleacă-ți urechea la cuvintele mele. Deci, cu alte cuvinte, dorința aceasta avea o încredere deosebită că dorința lui invocată și cu încredere venea înaintea lui Dumnezeu care vroia cu cuvintele acestea să-L înduplece pe Domnul și să-L roage pe Domnul ca urechea lui să se aplece la cuvintele care el le aducea și strigătele care le aducea. Și printre altele spune, ascultă, pleacă-ți urechea, ascultă, dacă ți-ai plecat-o, cu alte cuvinte, suspinurile mele. Și după aceea, dacă ți-ai plecat urechea, Doamne, și ai ascultat suspinurile mele, te rog atunci, ia aminte la strigătele mele. Deci, cu alte cuvinte, dacă ai făcut lucrul acesta, Doamne, te rog, atunci adu-ți aminte și ia aminte și fă ca cuvintele acestea să capete trecere înaintea ta. Ia aminte la strigătele mele și acum îl înalță, împăratul meu și Dumnezeu meu. Cu alte cuvinte, în prima fază, îl invită pe Domnul să-și plece urechea, îl roagă pe Domnul, pleacă-ți urechea la cuvintele mele. Sunt cuvintele unui om, aș putea spune, ca oricare om din zilele noastre, deci noi nu ridicăm pe oameni și nu înălțăm că l-au fost mai bun, că l-au fost mai sfânt. Vreau să spun că înaintea lui Dumnezeu toți oamenii sunt păcătoși. Înaintea lui Dumnezeu, toți au păcătuit și sunt lipsiți, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, sau când se vor citi anumite teste din Biblie, noi rămânem uimiți de multe ori, ca și astăzi, când oamenii se uită și văd în sport sau în anumite faze, oameni importanți și stau și râmnesc și zice, ce oameni importanți, câtă lume apreciază, ce oameni deosebiți. Și ne plângem acolo sau stăm și... Nu facem nimic ca să putem să fim și noi oameni care să luptăm, oameni care să putem să biruim. Deci vreau să spun cu alte cuvinte că Dumnezeu poate să ne folosească. Putem să fim și suntem copiii Domnului, slăviți să fie Domnul, atârnă de noi dacă vrem să fim, dacă vrem să ne numim, dacă vrem să ne apropiem de El în modul acesta. Deci Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să ne facem. Dacă vrem să ne facem copiii lui Dumnezeu, putem să o facem. Deci nu avem o poziție în care putem să rămânem acolo și să ne plângem că ce copii are Dumnezeu, ce bine e să fii copilul Domnului, ce frumos e să fii, ce bine e să fii odată în cerul, ce bine e să fii cu Dumnezeu, ce bine e să fie Dumnezeu cu tine și să ne exprimăm în felul acesta ca și cum noi n-am avea nicio posibilitate să o facem. Vreau să spun că Dumnezeu a oferit posibilitatea aceasta, conform cuvântului Său, să o facem, să fim, să ne numim. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copiii al Dumnezeu. A venit la Isei și Isei nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul, au drept. Deci intră în drepturi, intrăm în drepturi. E să fim copii ai Lui Dumnezeu, conform cuvântului, conform scripturilor care astăzi ne vor fi, sunt deschise și citite în auzul urechilor noastre. Slăviți să fie Domnul. Auziți? Căci către tine mă rog. Poziția lui David era că nu se ruga la Dumnezeu, nu apela la oameni, nu cerea la oameni ajutor. Poziția lui David era o poziție pe verticală, aș putea spune pe orizontală, în care David spune că
se încrede în Dumnezeu, privește la Dumnezeu și El se exprimă că către tine mă rog, nu mă rog către alt Dumnezeu.